Joi după amiază, polițiștii de frontieră de la Brodina au prins în flagrant un bărbat care transporta cu căruța aproape 5.000 de pachete de țigări de contrabandă. Bărbatul a fost surprins în apropierea graniței, într-o zonă împădurită. Deși a încercat să fugă prin pădure, bărbatul a fost imobilizat de polițiștii de frontieră și a fost reținut pentru 24 de ore. Ce transport în căruță acum? Ce ai în căruță? Țigări. Asta ce sunt aici? Ok. Asta de jos, coletele astea, ce sunt în ele? Țigările cu o valoare de 45.000 de lei au fost confiscate, iar bărbatul va fi prezentat judecătorilor cu propunere de arestare preventivă pentru infracțiunile de contrabandă în formă agravantă și trecerea ilegală a frontierei de stat. Tot joi, polițiștii de frontieră au depistat doi cetățeni ucraineni care au introdus în țară peste 2.000 de pachete de țigări fabricate în Ucraina. Țigările au fost descoperite într-un locaj special amenajat în microbuzul cu care se deplasau cetățenii ucraineni. Polițiștii de frontieră au confiscat țigările, microbuzul și o sumă de peste 30.000 de lei, iar cei doi ucraineni s-au ales cu dosare penale pentru contrabandă.